Caz șocant la Spitalul de Psihiatrie Murgeni din județul Vaslui. Trei pacienți au murit, iar alții 27 au fost internați la spital după ce au mâncat alimente trimise sub formă de pomană de Mănăstirea Florești. Este vorba despre aproximativ 170 de porții de ciorbă din pește cu perișoare și pește cu legume. Direcția sanitar-veterinară Vaslui a făcut controle atât la mănăstire cât și la spital. Autoritățile spun că peștele ar fi fost cumpărat de la un depozit din Bârlad, iar controlele vor ajunge și acolo. Între timp, Mănăstirea Florești a fost amendată pentru că nu avea autorizație pentru activității de cantină catering. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a vorbit în această dimineață la Digi24 despre starea pacienților internați. Este vorba despre pacienții care au prezentat simptomatologie ușoară sau medie. Ei au fost transferați aseară și în cursul nopții la trei spitale, cel din Bârlad, la Vaslui și la Iași. Starea lor este stabilă, nu prezintă semne de agravare și sper că lucrurile vor merge bine în cursul zilei și vor putea fi externați. Iar pacientul care era în stare gravă, internat inițial la Bârlad, la terapie intensivă, nu este intubat și starea lui este staționară, sperăm și acolo într-o evoluție favorabilă. Din nefericire au fost trei victime. Ce pot să vă spun, un spital de psihiatrie de boli cronice cu peste 140 de pacienți care au și consumat alimentele la care faceți dumneavoastră referire. Deci în total mai mult de 30 dintre ei au avut simptomatologie plus 5 membri ai personalului sanitar care a consumat de asemenea din alimentele care susceptibile de a fi fost fie cu microorganism, fie cu toxină sau cu substanță chimică. Au avut simptome și alte persoane care au consumat mâncarea aceasta, dar nu au avut simptome atât de grave încât să ajungă la spital? Să știți că nici cei 29 nu au avut așa simptome grave, dar în semn de precauție ca să poată să fie existe tratament, inclusiv de terapie intensivă la nevoie, le-am transferat în cursul nopții pentru că evoluția la cei trei decedați a fost foarte rapidă după apariția acestui sindrom diareic și cu vărsături. La scurt timp s-au instalat tulburări hemodinamice care au dus la deces, deci a fost o involuție fulminantă, aș spune, la acestor cazuri, din punct de vedere medical și din precauție atunci i-am transferat pe toți ca să poată să aibă acces la asistență medicală de specialitate. Alexandru Rafila a spus că totul a plecat de la faptul că spitalul a acceptat mâncare din afara unității medicale de la un distribuitor, indiferent că este vorba despre o mănăstire care nu avea autorizație pentru acest tip de activitate. Regulile au început, practic, în momentul în care a fost acceptată o mâncare care, sigur, era de la mănăstire. Nu am niciun fel de obiecții din punctul ăsta de vedere, dar știm bine că în spitale se poate distribui o mâncare în care există o autorizație din partea acelui care... Ce spune legea care... în ceea ce privește primirea mâncării în spitale? Ce trebuie să verifice cei care conduc aceste spitale și ce pot să primească? Problema nu este ce trebuie să verifice, ce trebuie să accepte, pentru că aici nu trebuiau să verifice ceva în mod deosebit, ci trebuiau să accepte alimente care veneau dintr-o sursă care era verificată și autorizată pentru acest tip de activitate. În mod evident, nu a existat așa ceva. Am discutat și cu colegii de la ANSVSA care au verificat respectiva bucătărie din cadrul mănăstirii. E clar că atunci când nu respect niște proceduri, se pot întâmpla accidente. De data aceasta a fost vorba de un accident tragic, soldat cu 3 decese. Ancheta, vă dați seama că nu este doar de natură medicală, va fi și o anchetă de natură penală și toate aceste lucruri vor face concluziile și o să vedem în timp care este situația. Evident că noi o să verificăm respectarea condițiilor igienico-sanitare în acest spital, inclusiv a celor de alimentație, cum sunt ele îndeplinite. Direcția de Sănătate Publică va să-i face acest lucru. Dar alte autorități ale statului sigur vor face și ancheta de natură penală pentru că e vorba de 3 decese și lucrul ăsta, vă dați seama, nu poate să treacă fără o astfel de anchetă.